Prin urmare, Parlamentul va trebui să adopte o nouă lege și un nou referendum pentru a putea fi aplicată, pentru că e vorba de modificarea Constituției. Nu. Deci sunt două chestiuni diferite. Referendumul consultativ, prerogativa președintelui, și un referendum de modificare a Constituției, care vine ori ca urmare a unei legi trecute prin Parlament, ori ca urmare a unei inițiative cetățenești, care și ea trebuie să treacă prin Parlament. Exemplu, inițiativei pentru schimbarea Constituției a Coaliției pentru Familie sau cum se numește. Deci acest referendum este unul consultativ. Acesta e singura prerogativă a președintelui să convoace un referendum consultativ, care nu va produce efecte juridice. Dacă morale, poate, sper. Dacă va trece, nu obligă. Nu obligă din punct de vedere legal, obligă din punct de vedere moral. Și atunci o întrebare logică, care este rostul? Păi, adineaur v-am spus. Referendumul poziționează România, efectiv poziționează România. Suntem atacați cu pietre din toate părțile, că ne batem joc de justiție, că am politizat justiția, că se fac secții speciale pentru magistrați, că acestora să le fie frică să dea verdictele pe care consideră ei just că trebuie să le dea, că se dau legi tocmai ca să scape anumiți oameni, și în principal pe Liviu Dragnea, pe care tot încerc să nu mai menționez, că toată țara să vorbește de Liviu Dragnea, când ar trebui să vorbim despre ceea ce se întâmplă bun aici. Iar acest referendum va spune, nu, românii nu vor asta. Ceea ce se întâmplă este o chestiune discreționară, o chestiune de nișă, pentru că justiția a intrat în mâinile cui nu trebuie, iar acest lucru poate fi întors prin vot. În primul rând, un vot pentru un partid care s-a luptat în nenumărate rânduri împotriva acestor abuzuri, împotriva justiției pe care le-a făcut PSD-ul în frunte cu Liviu Dragnea, prin sesizarea Comisiei de la Veneția, pe care am reușit-o de câteva ori, prin parlamentarii PNL, prin contestarea la Curtea Constituțională atâtor legi care au schimbat efectiv cursul justiției în beneficiul lui Liviu Dragnea și al acoliților lui. Așadar, referendumul ăsta este foarte, foarte important. Și un vot pentru PNL înseamnă o legitimizare a unui mod, al unui alt mod de a face politică și a unui alt mod de a privi și de a respecta independența justiției. Puteți să-mi spuneți un lucru bun realizat de Parlamentul României, indiferent de partide, pentru România? Un lucru bun în mandatul acesta? Sunt foarte multe lucruri bune, dar ultimul și foarte important care îmi vine în minte este creșterea alocațiilor pentru copii. În urma amendamentului depus de colegul meu Robert Sighiarteu, parlamentar PNL de Bistrița Năsăud. Asta e o parte, copii. Pentru marea masă a României. Acum, nu știu dacă aveți copii, dar totul se învârte în jurul copiilor. Nu credeți că este un semnal foarte puternic pentru toată lumea? Ceea ce s-a întâmplat, că alocațiile au fost mărite a doua oară, tot de către PNL, că și ultima oară a fost tot la inițiativa Cristinei Pocora. O altă lege care a fost în folosul românilor. Exact. Au fost interzise acum de foarte puțin timp radarele ascunse. Tot la inițiativa colegului meu, Florin Roman, deputat PNL de Alba. Noi am încercat foarte multe lucruri și eu personal am depus foarte multe proiecte de lege. Unele au fost respinse, altele încă se află în circuitul legislativ. Ultima lege pe care am depus-o și la care țin foarte mult, pe care am făcut-o legătură cu asociațiile, membrii asociațiilor de studenți din România, este acela a plafonării taxelor universitare. Pentru că în România astăzi, din cauza sau datorită independenței acesteia foarte extinse a universităților, atunci când un student intră la o facultate cu taxă și se percepe o taxă de, nu știu, să dau un exemplu, 1000 de lei în primul an, universitatea are dreptul să îți crească taxa universitară cu fiecare an, fără o limită maximă a acesteia. Orice spune acest proiect de lege, că universitățile sunt obligate să stabilească un cuantum al taxei de studiu în primul an, fără a putea să îl scadă sau să îl mărească pe parcursul ciclului universitar, decât cu rata inflației. Lucru care îl consider normal, totuși, pentru că atunci s-ar putea înregistra și pierderi, ceea ce n-ar fi just pentru nimeni. Ați depus dumneavoastră sau în colaborare cu alți colegi? Am depus în colaborare cu alți colegi. Eu sunt inițiatorul, însă se regăsesc mulți semnatari
pe lege chiar și colegi de la PSD care au considerat că este o idee bună. Acum să vedem dacă vor susține și în comisii și dacă își vor convinge și restul colegilor să voteze. Sper eu că totuși lucrurile vor sta diferit după alegerile europarlamentare și dacă PSD-ul va pierde, Doamne ajută, și eu așa cred că se va întâmpla, atunci cumva și dinamica din Parlament se va schimba și șansele ca și legile opoziției să treacă sunt mai mari. Da, sunt total împotriva înființării Parcului Național. E un subiect pe care vreau să-l abordăm mai extins și vă propun să facem chestiunea aceasta după ce trec alegerile. Mesajul este foarte simplu, Munții Făgăraș nu sunt de vânzare. Munții Făgăraș au găzduit rezistența anticomunistă. Nu poate să vină nimeni peste noi și să ne spună cum să avem noi grijă de pădurile noastre. Făgărășenii fac lucrul ăsta de sute de ani și au făcut-o foarte bine. Iar această păcăleală cu protejarea pământului, cu protejarea pădurilor, este o păcăleală. Am înțeles că este un domn austriac care locuiește prin Șinca, nu l-am cunoscut, dar îmi doresc foarte mult așa încât să avem o discuție și tet-a-tet și să-i explic ce înseamnă spiritul făgărășan și de ce nu poate să vină aici să intre cu picioarele peste pământul nostru, că noi nu vom fi niciodată de acord. Iar acel memorandum, faimosul memorandum, a fost adoptat în timpul guvernului Cioloș. Aviz făgărășenilor care se gândesc astăzi să voteze cu USR+. Domnul premier Cioloș, pe care și noi l-am susținut în mod foarte greșit acum 3 ani și recunoaștem lucrul ăsta, a fost dispus să dea pe mâna austriecilor Munții Făgăraș. Ce vă propune să faceți în afara mesajelor? În primul rând vreau să am o discuție cu... Nu știu cum îl cheamă pe domnul ăsta, tot uite, domnul ăsta austriac, așa. Iar apoi să vedem exact ce presiunea publică... Ce v-așteptați de la discuție față în față cu acest promenie? Acum, promit că o să vă relatez în tocmai după ce o să o am. Nu știu, nu știu. Dar eu nu pot să prevăd exact cum va avea loc conversația. Știu foarte sigur ce o să-i spun eu lui. Dar acum ce îmi va spune dânsul mie, probabil îmi va spune că mă înșel, că nu e așa, că nu vrea să ne ia munții și așa mai departe. Am întrebat cum le spune problema dumneavoastră. Exact așa cum sunteți simpatică. Exact așa cum v-am spus mai devreme. Mai repetați. Doamne, dar acum v-am spus. Munții Făgăraș nu sunt de vânzare. Nu au ce să caute în Munții Făgăraș. Am avut grijă de Munții Făgăraș, noi, făgărășenii, locuitorii țării Făgărașului, atâtea sute de ani. În regulă. Da, proiectul este încă blocat în Parlament între comisii. E o chestiune arbitrară, ține doar de PSD când vor să-l treacă de la o comisie la alta. Efectiv, sunt legi care zac între comisii de ani de zile, mai mulți ani decât proiectul ăsta de lege. Care este poziția PNL în privința implementării în școli a educației sexuale comprehensive, a ideologiei de gen și a tuturor principiilor ăsta stângiste, în care cuprinse acum în Uniunea Europeană. Acum eu cred că pot să vă spun părerea mea personală. Educația sexuală este necesară, însă atâta timp cât ea este corect corelată cu vârsta copilului, cu mediul copilului și așa mai departe. Cunoștințe despre sănătatea sexuală sunt absolut necesare și cred că sunteți cu toții de acord cu mine. Însă la timpul lor și nu prea devreme, pentru că copilăria e importantă. Dar totuși, identitatea de gen. Identitatea de gen? Da. La ce vă referiți? Parteneratul civil. Eu respect orice identitate de gen și respect și știți asta despre mine. Eu știu unde vreți să ajungeți, știu de ce mă întrebați, știu și de ce mă filmați. Eu respect orientările tuturora. Știți foarte bine care mi-a fost și poziția atunci când am vorbit despre Coaliția pentru Familie. Consider că politica nu are ce căuta în aceste privințe. Efectiv. Și eu nu, acum vă vorbesc în nume propriu și nu ca politician, pentru că ca politician nu îmi permit să-mi exprim o părere despre alegerile personale ale nimănui. Ok, dar din moment ce se implementează în școală atunci, cumva copiii noștri vor fi obligați să celebreze, nu știți, stilul de viață homosexual, toate aceste degenerări morale, nu? Nu găsesc logica.
Logic acum, adică vor fi obligați, în ce sens? Copilul meu nu va fi obligat. Copilul va merge la școală și se va implementa această disciplină în școală. Dar ce face disciplina asta? Eu nu știu despre ce vorbiți. Atunci ar trebui să vă informați despre identitatea de gen. Eu știu foarte bine ce înseamnă identitatea de gen, dar la ce vă referiți? Că vor fi copii informați că ce? Și cum de la o informare, nu știți să-mi explicați despre ce e vorba, dar dacă ați ști de la această informare, cum ajungem la vreo obligație? Din moment ce va fi cum implementat în programa Ministerului Educației Naționale, nu? Iar copiii, cum e și ora de religie, nu? Copiii vor fi... Ce vor fi? Dacă faci ora de religie, nu știu, le predai ora de religie ortodoxă unor copii baptiști, îi obligi să fie ortodox și cam aceasta e și logica dumneavoastră la ce îmi spuneți. E absurd. Pare rău. Vă mulțumim tare mult și să mergeți la vot!